Adrian Nianci, un început de sezon competițional în Liga 3-a cu o înfrângere la una dintre pretendentele și favoritele la play-off și la promovare, vorba de SC Meza Lău. O primă repriză bună făcută de CSM Sighetu Marmației, având în vedere și lotul subțire cu care ea astăzi s-a prezentat. Am recunoscut în sistemul tactic al echipei dumneavoastră profesionalismul cu care sunteți recunoscut în această meserie. Mulțumesc. Da, ce să spun, în primul rând, felicitări gazdelor. Victorie meritată din plin, pentru că au fost echipa care a dominat, a avut posesie mult superioară față de noi. Noi, într-adevăr, am făcut o primă repriză bună, pentru că am respectat din sarcini defensive, în general, și nu am primit gol. În a doua repriză am avut un început bun, chiar am avut o posesie în primele 5 minute, o posesie bună, cu progresie. Și am primit un gol neașteptat, practic acel gol probabil că ne-a dat peste cap și jucătorii nu s-au așteptat, am fost surprinși. Și de la acel gol am slăbit puțin. A urmat și, din păcate pentru noi, au urmat și alte goluri pe merit date de gazde. Și ce să spun, da, noi am fost un pic ghinioniști, pentru că am întâlnit Zalăul și în deplasare, Zalăul acasă, aici, la Zalău. Spun asta pentru că ne-am adunat târziu, practic, cred că avem 3 săptămâni împreună și nu am avut parte de meciuri amicale. Și de a spune eu că am fost un pic ghinioniști, dar și de meciul ăsta avem foarte multe de învățat, avem de învățat din greșelile pe care le-am făcut și sper, îmi doresc ca să existe un progres din partea jucătorilor mei. Să știți că vreau să-i felicit jucătorii mei, pentru că chiar au dat totul, au avut energie bună, energie pozitivă, poate că nu am fost așa, nu m-am reușit să fim lucizi în momentele în care am primit gol, pentru că am primit gol pe niște greșeli în lanț, le-ar spune eu, și care puteau fi evitate. Într-un final, m-aș fi bucurat să fi terminat măcar un rezultat de 2-0 sau un 3-0, dar a fost și acel gol în ultimul minut și un rezultat mai mare. Poate nu e în regulă cu moralul nostru, dar chiar i-am felicitat pe băieți și am zis să țină capul sus, avem foarte mult de muncit, suntem la început, foarte mulți jucători noi, eu sunt un antrenor nou și vă spun cu cea mai mare sinceritate că e o adevărată provocare pentru mine și în astfel de momente un pic delicate îmi place să lupt și sper să am energia pentru a lupta și să avem rezultate din ce în ce mai bune, chiar dacă nu sunt puncte acumulate, dar măcar să văd un progres din punct de vedere al jocului la jucătorii mei. Mai acest handicap cu care ați pornit încă din startul sezonului, faptul că v-ați reunit destul de târziu, un lot destul de subțire atât numeric cât și probabil și tehnic, și multă lume vede CSM Sighetu Marmației principala candidată la retrogradare. Tocmai ați spus că este o provocare pentru dumneavoastră. Cum vedeți acest sezon competițional într-o serie, spun eu, infernală? Într-o serie poate cea mai grea, nu? Poate cea mai grea serie, cu echipe foarte bune, orașe importante din țară, dar și lucrul ăsta este bun pentru noi. Este bun pentru că ăsta e și obiectivul, de a reuși să ne menținem la nivelul Ligii a treia și să creăm o echipă frumoasă, o echipă competitivă, să existe un progres din punct de vedere al jocului și al abordării tactice. Pe noi asta ne interesează și sper să reușim acest lucru. Eu v-am spus, când întâlnim echipe bune, ambiția noastră este una mult mai mare. Ce așteptări aveți de la următoarele etape? Și dacă mai vă aduceți sau completați lotul cu alți jucători? Păi cam asta aștept. Asta aștept, să-mi completez lotul cu jucători, să-mi întăresc lotul. Nu știu, dar astăzi
consider și astăzi un câștig, pentru că am avut un prim meci, până la urmă, cu o echipă de nivelul Ligii a 3, o echipă foarte bună și eu cred că e un lucru bun, un lucru pozitiv. Pentru noi, eu le-am spus și băieților acum două săptămâni că chiar primele 4-5 meciuri din campionat vor fi considerate ca și meciuri de pregătire pentru a face o adevărată evaluare a lotului. Ce le spuneți celor care zic că Adrian Ianci a venit să compromită la Sighet cu o eventuală retrogradare? Nu știu, n-am auzit astfel de discuții, dar în general eu îmi văd de meseria mea, de treaba mea și poate chiar sunt mult mai ambițios în această conjunctură. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!